Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Bine ne-am regăsit la o nouă ediție BZI Live. Astăzi discutăm despre afecțiunile endocrinologice. Aceste afecțiuni ce afectează deopotrivă atât femeile, bărbații, dar și copiii. Am putea spune, poate, mai mult de aceste dereglări hormonale sunt afectate într-o măsură mai mare femeile, care la un moment dat, la o anumită vârstă, ajung să sufere de osteoporoză din cauza acestor dereglări hormonale. Dar despre mai multe afecțiuni ale tiroidei, ale acestor boli endocrinologice, discutăm cu invitata mea de astăzi, doamna dr. Simona Mogoș, medic primar endocrinolog în cadrul Spitalului Clinic Sfântul Spiridon din Iași. Bună dimineața, doamna doctor, și mulțumim că sunteți alături de noi. Bună dimineața, dragilor! Mulțumesc încă o dată pentru invitație și abia aștept să văd cu ce pot să vin astăzi ca informații utile pentru urmăritorii BZI Live. Că nu avem doar persoane sănătoase, cărora ne adresăm. Doamna doctor, cum spuneam în acest intro, sunt multiple afecțiuni în această specialitate a medicinei și anume endocrinologia, dar mi-am propus astăzi, poate mai mult, să discutăm despre osteoporoză. O afecțiune, la fel cum spuneam, din păcate întâlnită mai frecvent la femei, din cauza acestor dereglări hormonale. Dar vă rugăm să ne explicați dumneavoastră practic ce se întâmplă cu organismul femeii în momentul în care se instalează această osteoporoză și de la ce apare. Da, osteoporoza este cea mai frecventă boală osoasă cu care se confruntă doamnele și apare după menopauză. De ce atunci? Bineînțeles, avem situații când osteoporoza este întâlnită și la persoane tinere, însă în această situație, deci la persoanele tinere, este cauzată de afecțiuni concomitente care determină scăderea mineralizării osului. La început, osteoporoza este o boală care afectează femeile după menopauză. De ce? Întrucât osul este menținut într-o formare continuă datorită hormonilor estrogeni proveniți de la nivelul ovarelor. Și atunci este înțeles de ce această boală apare după menopauză, pentru că ovarele își iau un repaus bine meritat. Deci cantitatea de estrogen produsă zilnic nu mai ajunge la organele țintă și atunci osul, care este considerat un organ viu care se formează în permanență, dar se și pierde sub influența unor factori hormonali, principal fiind estrogenii, nu mai au acest suport și atunci, între formare de os și pierdere, va avea de câștigat pierderea osoasă după menopauză, întrucât formarea nu mai este susținută de estrogenii proveniți din ovar. De asta, majoritatea femeilor care vin să-și facă testul de osteoporoză sunt femei aflate în post-menopauză. Am înțeles. Bun. Iar această modificare depinde, da, de la femeie la femeie. Inclusiv instalarea menopauzei diferă de la o femeie la alta. Bine punctat, bine punctat. Sunt două lucruri diferite. Instalarea menopauzei este diferită de la o femeie la alta și ea este influențată și de factorii genetici. Spunem, dacă mama a intrat la menopauză la 40 de ani, s-ar putea ca și fiica să intre tot în jurul vârstei de 40 de ani. Dacă menopauza mamei s-a instalat pe la 55-58 de ani, destul de târziu, atunci și fiica, dacă nu are comorbidități, adică boli concomitente, s-ar putea să intre în menopauză cam la aceeași vârstă. Cum am spus, nu toate femeile fac în același timp osteoporoză. De ce? Formarea osului are loc din momentul în care ne naștem și este maximă undeva în jurul vârstei de 25 de ani și la formarea osoasă contribuie mai mulți factori. Genetica, cum am spus, este ocupată într-un loc majoritar, dar și factorii care țin de stil de viață și alimentație. Și nu în ultimul rând factorii hormonali. Stilul de viață sănătos înseamnă încă din copilărie mișcare suficientă sub care formarea de os va fi activă. Mișcarea trebuie susținută de o alimentație cu proteine de valoare biologică înaltă, bogată de asemenea în lactate alimentația, pentru că laptele este deocamdată cel mai bogat aliment pe care îl știm noi în calciu. Și nu în ultimul rând să nu uităm de aportul de vitamine și minerale care trebuie adus zilnic în corp prin consumul de fructe și legume proaspete. Deci, genetică ca factor de formare a unui os, stil de viață, alimentație și, Doamne ajută să nu fie comorbidități încă de la vârsta copilăriei care să faculteze formarea osului integru, sănătos, cu o masă osoasă adaptată și maximă la vârsta de 20-25 de ani. Dacă apar dezordini hormonale la vârsta copilăriei sau chiar la vârsta adultă și cele mai importante dezordini hormonale care afectează calitatea osului sunt hipogonadismele, adică atunci când ovarul, respectiv testiculul, nu funcționează suficient și atunci formatorul principal al osului, estrogenii, da, nu sunt în cantitate suficientă. O altă problemă de sănătate cu care ne confruntăm noi, endocrinologii, este hiperparatiroidia. Parathormonul este iarăși un alt hormon care contribuie la o formare de os adecvată. O stare de hiperfuncție, hiperactivare a acestor glande va determina ca parathormonul să apară în sângele bolnavilor la o cantitate excesivă și în loc să formeze os, așa cum suntem noi obișnuiți, când cantitatea este suficientă, acest parathormon va avea efect distructiv, adică va merge și va duce la pierdere de os, la resorpție, cum numim noi termenul medical, resorpția osoasă. Asta deci, în așa... hipertiroidie, mă scuzați că n-am... Da, în hiperparatiroidie, dar și în hipertiroidie se întâmplă aceleași lucruri. Apare osteoporoza, da? Deci, cum am spus inițial, osteoporoza înseamnă o dereglare a balanței între formare de os și pierdere de os în favoarea pierderii osoase. Resorpție crescută. De obicei, această resorpție este crescută natural, în ghilimele, doar la menopauză. În rest, toate situațiile care cresc resorpția osoasă sunt patologice, de boală, adică trebuie să căutăm boli secundare care facilitează apariția și agravarea osteoporozei. Doamna doctor, spuneți-ne dacă putem preveni poate aceste afecțiuni sau, nu știu, din anii tinereții, să spunem, hai să iau anumite măsuri să nu ajung nici la menopauză poate mai repede, pentru că știm că în ultimul timp se vorbește de apariția menopauzei din cauza stresului. Stresul ar fi un factor pentru apariția menopauzei mai devreme. Putem preveni cumva instalarea menopauzei și ulterior apariția osteoporozei? Dacă putem lupta cu apariția osteoporozei, în ceea ce numim noi context profilaxia osteoporozei, adică să punem anumite metode de stil de viață și tratament specific femeilor, dar și bărbaților să nu ajungă la boală, în privința timingului ceasului biologic la care se instalează menopauza, prea mare influență nu avem. Da? Așa cum am spus, există un când apare primul ciclu, când se termină primul ciclu. Da? Deci prea mare influență aici nu avem. Putem însă să, odată cu instalarea menopauzei, să ajutăm femeia, dacă nu are comorbidități, atenție, să ajutăm femeia să-și prelungească ciclurile cu ajutorul unor tratamente hormonale. Dar odată menopauza instalată, da, din date genetice sau poate chirurgical, după anumite manevre de extirpare a ovarelor, de extirpare a uterului, nu mai putem să dăm timpul înapoi. Da? Da, e o combinație, e un subiect așa, o combinație între ginecologie, endocrinologie. Știm foarte bine că ele se întâlnesc foarte bine într-un anumit punct și pentru că tot am vorbit de menopauză, în ultima perioadă citeam și discutam chiar și cu alți invitați medici, ginecologi, că în ultima vreme persoane din ce în ce mai tinere, de aceea spuneam că femei și de 30 ceva de ani care află că sunt la premenopauză sau deja menopauza este instalată. Ce se întâmplă în corpul femeii în momentul în care se instalează această menopauză? Care sunt dereglările hormonale? Ce stări apar la femeie? Da, femeia trece printr-o perioadă delicată odată cu instalarea menopauzei și în perioada de premenopauză, pentru că creierul ei a fost amprentat de estrogen. Gândiți-vă, pentru unele femei de la 14, altele de la 12 ani. Da? Și atunci există această obișnuință a creierului la porția zilnică de hormoni estrogen, care sunt favorabili din foarte multe puncte de vedere. Nu doar felul în care ne prezentăm estetic când pleacă estrogenii, dar și cogniția, comportamentul, stările emoționale sunt influențate până ce apare o rearanjare sau, dacă vreți, într-un termen mai ușor de acceptat de public, de obișnuința creierului la cantități din ce în ce mai scăzute de estrogen până la dispariția acestora. Deci apar modificări nu doar la nivel osos, ci și modificări emoționale. Femeia devine mai sensibilă, poate să nu se odihnească bine. Are acele tulburări vasomotorii numite bufeuri, valuri de căldură, care sunt destul de periodice, mai ales pentru persoanele care sunt obișnuite să lucreze în public și se înroșesc dintr-o dată, sunt puse într-o situație destul de delicată și atunci ele trebuie îndrumate către un tratament corespunzător pentru a ameliora situația de tranziție în care se află, cu schimbarea stilului de viață obligatoriu, care este esențială, și, bineînțeles, acolo unde este cazul de intrat cu terapie medicamentoasă. Aceste suplimente de care ne spuneți pot fi achiziționate așa, de la farmacie, de la plafar, după bunul nostru plac, vedem că sunt suplimente pentru menopauză, sau ar fi indicat înainte să facem un control, să vedem, da, pe parte ginecologică, cum se prezintă ovarele, da, și uterul și sânii, de ce nu, pentru a nu face mai rău, cred, luând aceste suplimente? Este foarte important ca în orice afecțiune să cerem ajutorul unei persoane specializate. Fiecare are rolul lui. Dar, cum bine știm, reclama este sufletul comerțului. Există multe reclame care îmbie, ademenesc femeile să-și ia suplimente, nu tratamente, pe bază de origine vegetală, plante, care majoritatea vin din soia. Dacă acestea nu sunt dăunătoare, în mare parte, este bine să știe că femeile care au accidente tromboembolice, care au avut infarctor, AVC-uri sau, cum am spus, boală tromboembolică, nu doar la nivelul membrelor inferioare, Doamne ferește, un tromboembolism pulmonar, este bine să se ferească de orice preparat care are efect estrogen-like. Pentru că un exces de estrogen și progesteron în condițiile acestea poate să ducă la alt accident tromboembolic. Aici vorbim de suplimente, da? Cele care se vând cu ușurință și în plafar, cu ajutorul reclamei. Când se ajunge la terapie medicamentoasă de substituție hormonală, adică să dăm fix aceeași hormon pe care ovarul i-a produs și nu o mai face, este obligatoriu să avem un consult care să includă nu doar o ecografie de pelvis pentru uter, ovari, ci și un test Papa Nicolau, o evaluare mare amănunțită cu ecograf sau mamograf, depinde de vârsta pacientei care se adresează, și, bineînțeles, să luăm seamă de toate bolile din familia femeii care cere ajutorul, dar și de afecțiunile ei, pentru a nu intra în contradicție cu reacțiile adverse ale acestor medicamente, estrogen, respectiv progesteron, și să cauzăm mai mult rău. Niciodată nu o să putem prescrie estroprogestative pentru menopauză unei femei care a avut cancer de endometru. Vă dau câteva exemple. Cancer ovarian, sau care are boală hepatică activă, sau care are o hipertrigliceridemie, accident vascular cerebral, pentru că riscăm să agravăm situația. Deci punem gaz pe foc cu ajutorul acestor hormoni. Însă, spre încântarea noastră a tuturor, constatăm că femeile sunt din ce în ce mai informate și chiar când le propun tratamente hormonale, ele dau deja un pas în spate de frică reacțiilor adverse ce pot să apară la acești hormoni. Deci ele deja s-au informat că există și partea bună a acestui tratament de substituție, dar și o parte care poate fi nevăzută și poate fi mai agresivă. Da. Bun, deci să nu luăm după ureche și după indicațiile vecinilor, așa cum mai glumesc cu alți invitați în emisiunile BZI Live, să nu luăm nimic după ureche, nimic după reclame, nimic după sfaturile vecinei de la etajul 2 sau de la parter. Întotdeauna să facem aceste investigații. Mai mult decât atât, se face și acea testare, da, tot la endocrinologie, testare hormonală, nu? Să se verifice unde ne situăm. Deci, și mai sunt niște analize, TSH, nu mai știu ce. Vă rugăm să ne spuneți dumneavoastră ce ar fi indicat să facem pentru a vedea dacă avem sau nu afecțiuni endocrinologice. Da, e încurcată endocrinologia, multe SH. Multe SH. Așa. Poate cu SH. Analiza de bază care arată, în cazul în care nu ne dăm seama că orice femeie care un an de zile nu a mai avut ciclus poate fi considerată în menopauză. Dar există o analiză hormonală, cum bine ați punctat dumneavoastră, care ne arată dacă ea este intrată în menopauză, și anume FSH, hormonul folicular. Acesta se poate recolta cu ușurință și peste o anumită valoare ne spune împreună. Și mai este ceva, FT4 parcă, sau nu știu. FT4 este altă analiză, este un hormon care se eliberează de către glanda tiroidă și nu are legătură cu menopauza, ci cu funcționarea bună a glandei tiroide. Întotdeauna noi, când recoltăm niște hormoni, îi recoltăm nu doar pe ai glandei țintă, da, periferie, îi recoltăm și centru, să vedem care este reacția centrului, șefului, cum spun eu, legat de disfuncția glandei periferice, da, șeful fiind hipofiza și șeful mai mare, hipotalamus. Glanda periferică în menopauză este ovarul care dă împrimire. Dă împrimire printr-un dat genetic. Atunci când nu mai sunt estrogeni în circulație, hipofiza reacționează, își crește nivelul de FSH încercând să stimuleze ovarul să mai producă ceva. Da? Și această creștere constantă a FSH-ului peste o anumită valoare pe care o regăsim la femeile în menopauză ne pun diagnosticul de laborator. Bun. E recomandat să facem poate aceste investigații, nu știu, după ce trecem de o anumită vârstă, după 30, după 40. Deci, ideal este ca o dată pe an, dacă suntem sănătoși, să ne facem toate analizele de rutină. Este ideal. Care nu sunt nici costisitoare și apariția și dezvoltarea unor probleme de care noi nu știm. Deci, dacă avem alte probleme, atunci timingul de prezentare la analize este diferit în funcție de fiecare boală în parte. Da? 30 de ani mi se pare prematur pentru menopauză. Menopauza apare la 30 de ani doar în anumite condiții. De obicei, așa cum am zis, date de niște afecțiuni sau date de intervenții medicale care determină epuizarea capitalului folicular al ovarului sau afectarea centrului hipotalamo-hipofizar și prin acest lucru ovarul să nu mai poată să funcționeze corespunzător. Bun, am vorbit de afecțiuni ce sunt mai des întâlnite la doamne. Acum am avut noi o emisiune extrem de interesantă în care am discutat despre aceste afecțiuni endocrinologice ce se răsfrâng și asupra bărbaților și în unele situații modifică fizic structura lor masculină. Despre ce este vorba, doamna doctor? Și să nu uităm să precizăm că și anumite probleme, disfuncționalități pe parte sexuală pot apărea tot din cauza afecțiunilor endocrinologice. Pot fi cauze. Da. Este vorba de hipogonadisme. Hipogonadisme e o stare deficitară, funcțională, din partea testiculilor. Da? Testiculul la bărbați are o funcție dublă, care se instalează odată cu intrarea în pubertate. Deci până atunci testiculii nu produc nimic. Dar odată cu intrarea în pubertate, exact ca la femei, când începe să funcționeze ovarul, acest testicul produce testosteron la comanda tot a șefului, a hipofizei. Pentru că hipofiza începe să descarce mai frecvent și mai amplu niște pulsuri cu LH. Este un alt hormon care controlează ulterior sinteza și secreția testosteronului testicular. Sub influența testosteronului din testicul, în corpul băiețelului apar niște modificări odată cu intrarea în pubertate. Scheletul se modifică și capătă un anumit morfotip. Dacă bine știți, bărbații sunt formați cu umerii, centura scapulară largă și centura pelvină îngustă. Este imprentarea cu androgeni tipică. Pe lângă aceasta, vocea li se îngroașă, încep să aibă pilozitate la nivelul faciesului, la nivelul ocular și pubian. Pe lângă modificările scheletului și caractere sexuale secundare de care am pomenit, apar, bineînțeles, și modificări emoționale necesare traversării acestei perioade și care sunt normale. Pentru pacienții la care testiculul nu funcționează din diferite motive, ori boli genetice, ori anomalii cromozomiale, cum ar fi în endocrinologie sindromul Klinefelter, testiculul nu va mai fi capabil să producă testosteron și atunci toate aceste modificări pe care le-am menționat anterior, considerate normale, sexualizare normală, nu vor apărea. Dar, bine ați menționat, cantitatea de testosteron eliberată zilnic de testicul în circulație nu asigură doar modificări clinice, ci și o funcție sexuală normală la bărbați. Dacă această cantitate de testosteron nu este suficientă, funcția sexuală va fi și ea deficitară, fie de la debutul vieții pubertare, fie dacă hipogonadismul se instalează mai târziu în viață datorită unor alte condiții de boală. Disfuncția sexuală masculină apare ulterior și pacientul resimte treaba aceasta. Pe lângă cantitatea de androgeni produsă zilnic de testicul, acesta mai are încă o funcție și aceea este numită funcția reproductivă, de a face copii. Da? Deci testiculul produce zilnic spermatozoizi. Deci iată că în această glandă endocrină este menținută atât sexualitatea bărbatului sănătos, dar și sănătatea reproductivă, pentru că există această confuzie care nu este de condamnat. Pacienții vin și spun la consultație că eu am probleme, sunt infertil sau sunt impotent. Și de fapt impotentul, așa spun ei, se dovedește că are probleme de fertilitate. Deci există două funcții diferite. La nivel testicular, una ține de potență și impregnare cu androgeni, caractere sexuale secundare, cealaltă ține de fertilitate. Ambele sunt pentru a avea un bărbat sănătos. Cum am spus, în hipogonadism, atunci când ovarul, testiculul funcționează slab, apar aceste probleme. Testosteronul este scăzut în sânge, LH-ul poate fi scăzut sau crescut în funcție de forma de hipogonadism, ea poate fi hipogonadotropă sau hipergonadotropă. Da. Principalele probleme care afectează funcția testiculară. Pot fi remediate aceste situații, doamna doctor? Desigur, desigur, și există tratamente care sunt, cum să spun, atât de frumoase pentru bărbați, tratamentele de substituție cu hormoni, formă de geluri, da? Elegant, se administrează dimineața, să spunem, apăsând dintr-un spray și iese cantitatea potrivită pentru fiecare persoană în parte, se aplică la nivelul brațului, apoi se așteaptă să usuce și pacientul se îmbracă. Adică tratamentele nu sunt câtuși de puțin, nu impactează calitatea vieții bolnavului. Ați spus că se aplică la nivelul brațului. De ce în acea zonă, doamna doctor? Pentru că aceasta este considerată safe după studii. Nu se aplică, să spunem, pe organele genitale, crezând că dacă se aplică acolo se întâmplă lucruri mai bune. Da? Așa. Este la nivelul brațelor alternativ, bineînțeles se poate aplica și la nivel abdominal. Este bine să nu se aplice pe traiectul unui vas, dacă se vede, da? Pentru că până la urmă acest testosteron în corp se transformă în estrogen, în periferie. Dar e bine să fie evitate anumite lucruri. Bine, pe lângă formele de gel cu testosteron, dacă vorbim de un hipogonadism, avem și formule injectabile, long-acting, adică nu trebuie să-și facă zilnic injecția, se poate administra la un interval de 6, 8 până la 12 săptămâni. Acest interval este diferit în funcție de gradul de absorpție și folosire a corpului respectiv, a testosteronului de către pacient, și noi vedem lesnea asta prin dozarea testosteronului la un anumit timp după injectare. Dacă încă mai are cantități normale în sânge, nu ne grăbim să administrăm următoarea injecție, ci putem să reprogramăm injecția în funcție de necesarul corpului. Dar trebuie să ținem seama că aceștia sunt niște hormoni și pot să aibă reacții adverse serioase, cum am spus, și la femei. Atenție la accidentele tromboembolice, pentru că un pacient care are tratament injectabil cu testosteron și are, să spunem, un hematocrit peste limita superioară a normalului, poate să facă sub administrarea testosteronului un fenomen de slagi, de viscozitatea sângelui mai mare, și atunci poate să apară accidente embolice. Deci ele se administrează cu foarte mare prudență, cu analize efectuate înainte. Nu este complicat, trebuie să ții seama de anumiți parametri. Am înțeles. Bun, și pentru că știm prea bine că din cauza dereglărilor hormonale la unii bărbați apar și acele formațiuni, da? Acei sâni, da? De asemenea, la femei există acea categorie cu mai multă pilozitate, adică bărbați mai cu o formă mai feminină, femei mai masculine, să spunem. Ce se întâmplă aici, doamna doctor? Da, este o patologie foarte frumoasă în endocrinologie, dar endocrinologia este foarte frumoasă. Toate bolile sunt și au o explicație foarte frumoasă. Dacă este bărbații cu sâni, da? Situația se numește ginecomastie. Atunci când apare o deranjare a balanței între estrogen și testosteron în corpul bărbatului, în sensul producerii mai multor estrogeni, atunci acești estrogeni se duc unde? La nivel mamar, unde există receptori, acționează pe acești receptori și glanda mamară ce știe să facă când primește hrană, estrogen? Să crească. Și atunci apare această creștere de sân la bărbați. Situația asta se poate produce și la pacientul obez, dar se poate produce și în cadrul unor boli cronice, cum este hepatita cronică, ciroza hepatică, cum este boala renală cronică. Dar apariția ginecomastiei dusă iatrogen. Ce înseamnă aceasta? Medicamente, da? Care provoacă ginecomastie tocmai prin stricarea acestei balanțe între testosteron și estrogen. Bineînțeles că mai avem de-a face și cu o ginecomastie de vârstă, pentru că la pacientul vârstnic, iarăși, cantitatea de testosteron începe să se reducă fiziologic, apare estrogen prin conversia periferică în țesutul adipos, care pot să determine, și mai ales dacă apare și la un pacient obez și sedentar, evident că fenomenul va fi mai vizibil. Asta legat de ginecomastie în mare, că așa pot să vorbesc până mâine. Știm că e mult de vorbit, iar pentru femeile cu mai multă pilozitate, ce se întâmplă acolo? La femeile cu pilozitate excesivă, această pilozitate are în spate următorul fenomen. Firul de păr este stimulat de hormon masculin, de androgen. Hormonul masculin provin din ovar sau din glandele suprarenale, care știu să producă hormon masculin în mod fiziologic la fiecare din noi. Dar pentru o anumită categorie de persoane există o sensibilitate mai mare și la cantități normale de hormon masculin. Și atunci, dacă foliculul pilos este ținut sub influența unor cantități mari în cadrul hiperandrogeniei sau bolii polichistice ovariene de hormon masculin, sau dacă receptorul respectivului folicul reacționează exagerat la cantități normale de testosteron, ne putem aștepta ca reacție de îngroșare a acestui folicul pilos, deci firul de păr nu o să mai fie fin ca un pufuleț, ci sub influența testosteronului se îngroașă și devine negru. Așa se numește. E în cazul femeilor cu ovare polichistice, spuneați? Da, este una din cele mai frecvente situații de hiperandrogenie, ovarul polichistic, pentru că acolo apar niște disfuncții care determină hiperandrogenism. Disfuncțiile acestea în cadrul polichistic sunt mai multe ipoteze. Disfuncții centrale, când secreția pulsatilă de GnRH este mai crescută pentru că se pierde feedback-ul negativ al progesteronului și nu numai, și atunci, odată ce există la nivel hipotalamic o secreție în plus de GnRH, asta asaltează hipofiza și determină secreție de LH, iar LH este hormonul specific care determină descărcare de androgen de la nivel ovarian. Androgenii ce fac? Biciuie pielea și atunci avem piele cu acne, cu seboree, biciuie foliculul pilos și părul va deveni din ce în ce mai gros și în zone unde femeia nu trebuie să-l aibă. Ce înseamnă aceste zone? Înseamnă facies, buză superioară, menton, pretragian, înseamnă la nivelul sternului, înseamnă la nivel abdominal, brațe sau coapsă internă. Deci, iată cum acești hormoni androgeni care provin în exces dintr-o disfuncție centrală sau chiar periferică, ovarul în boala polichistică produce el însuși o cantitate mai mare de hormoni androgeni care merg tot la țintă, adică pe piele și pe folicul pilos și nu în ultimul rând, hiperandrogenia aceasta cronică antrenează insulinorezistență care va duce la un sindrom metabolic și predispoziția acestor femei să facă anumite afecțiuni, a femeilor cu boală polichistică ovariană. Ce afecțiuni, doamna doctor? Complicațiile sunt importante. Dacă vorbim de o femeie tânără, se confruntă acestea cu infertilitatea. De asemenea, se pot confrunta cu apariție mai frecventă a cancerului de endometriu, care nu este deloc de neglijat, cu boli metabolice, predispoziția către diabet zaharat, afecțiuni cardiovasculare și, nu în ultimul rând, tulburări emoționale date de toate aceste probleme. Deci, controale, controale și iarăși controale. Și așa, ca întrebare de final de emisiune, e adevărat că tot din cauza acestor schimbări hormonale, atât la femei cât și la bărbați, în timp ce înaintăm în vârstă, da? Îmbătrânim, să spunem. Bărbații devin, poate apar la față cu o structură mai feminină, iar femeile parcă se masculinizează un pic? E mit sau e realitatea asta? De mult mă țineam să întreb un endocrinolog. Da, unele și unii. Unele și unii. Depinde de foarte multe lucruri, depinde de constituție. Asprirea trăsăturilor este și iarăși un dat genetic. Depinde cum ai avut grijă în viață de tine, cât sport ai făcut. Da? Neglijarea anumitor aspecte în viață, bineînțeles, la o anumită vârstă culegi roadele, dacă le neglijezi, anumite aspecte. Legat de cealaltă problemă, că și bărbații devin mai feminini, nu vreau să generalizez, însă scăderea cantității de testosteron aduce și o schimbare de comportament și o altă atitudine din partea bărbaților. Și vocea parcă se schimbă la un moment dat. Da, dacă la femei numim menopauză, la bărbați numim hipogonadismul bărbatului vârstnic sau late onset hipogonadism. Adică sunt lucruri fiziologice cu care se confruntă ambele sexe, care sunt acceptate de lumea medicală de peste tot și care pot fi sancționate terapeutic spre binele pacienților. Și tot așa, cu o întrebare acum, nu știu dacă neapărat merge pe endocrinologie, e adevărat că tot hormonal, odată ce înaintăm în vârstă, și extremitățile se măresc, cum ar fi nasul, urechile, tot din punct de vedere hormonal? Aceste aspecte, nasul și sunt susținute hormonal, dar nu până înaintarea în vârstă. Adică asprirea trăsăturilor datorită vârstei este un aspect. Creșterea extremităților susținută hormonal, cum este acromegalie, pentru că hormonul de creștere stă în spatele acestor modificări, este altă poveste. Deci una este o împlinire fiziologică și modificarea trăsăturilor fiziologic, da? Și alta este dată de boală, împinsă de un exces de GH, în boală anumită acromegalie. Și este foarte important să se știe, dragi ascultători, să fiți atenți la această asprire a trăsăturilor feței, pentru că în afară de aceasta, ce poate să atragă atenția în acromegalie ar fi creșterea mâinilor, da? Creșterea numărului la pantof sau dureri de cap, tulburări vizuale. Deci să nu neglijăm și aspectele minime care țin de aspectul fizic, ca să spun așa, și scuzați-mi, vă rog, repetiția. Deci dacă ne crește nasul, nu e vorba că spunem o minciună, s-ar putea să fie o problemă de sănătate. Da, dacă piramida nazală devine mai mare și mai modificarea la trăsăturilor, este bine să ne împrietenim cu un endocrinolog, să ne facă un bilanț. Am încercat să închei emisiunea așa, cu un spirit de glumă, deși n-ar trebui nici măcar să zâmbim când vorbim de probleme de sănătate, dar nu trebuie să uităm că în ziua de astăzi există și medici, există și cabinete, există și spitale, există și medicamente, da, terapii multiple. Doar să avem voință și să ne dorim să fim sănătoși. Prin vizita la medic, așa, la 6 luni de zile, la 1 an de zile, din când în când să mai batem la ușa doctorului, să-l mai întrebăm ce face ca să vadă și el cum ne simțim noi, care este starea noastră. Doamna doctor Simona Mogoș, vă mulțumesc din tot sufletul pentru prezența în platoul BZI Live de astăzi. Mulțumim pentru că știm că astăzi aveți o zi încărcată și nu numai astăzi. V-ați rupt așa un pic din program și apreciem și vă mai așteptăm și cu alte ocazii pentru a ne mai învăța lucruri ce țin de sănătatea noastră. O zi minunată să aveți! Mulțumesc foarte mult și ce fac, o fac pentru pacienți să aibă acces la informație cât mai mulți, pentru că este spre folosul lor. Da? Exact, cu cât suntem mai sănătoși, cu atât mai bine. Mai informați. O zi liniștită, doamna doctor, spor și succes în continuare. O zi bună să aveți. Mulțumim! Doamnelor și domnilor, vă mulțumim și dumneavoastră că ați rămas alături de noi. Nu plecați de pe BZI Live de la ora 11:30 și de la ora 13 intră în direct cu dumneavoastră colega mea Roxana Caraiman, de la ora 14:30 colegul meu Valentin Huțanu, iar de la ora 16 colega mea Georgiana Adam. Eu vă doresc o zi frumoasă, cu sănătate, să ne revedem cu bine mâine. Numai bine, la revedere!